Prieteni, să vă arăt aici, peste fereastră, că-i ploaie afară. Mâine dimineață, prieteni, plecăm la București. Nu plecăm de astă seară, că n-avem unde dormi. Și mâine dimineață plecăm. Înțelegeți, prieteni? Și prieteni suntem numai eu, cu Alin, cu ăștia. Ăștia neamuri suntem prieteni. Proaie vreme urâtă, ne mai liniștirăm și noi astăzi, că ne era așa gripă ce era pe noi, ne durea mâinile, picioarele, acum ne mai lăsară durerile și pe mine și pe Alin, pe Alin îl durea capul, ne mai lăsă durerile și suntem aici așa, prieteni. Cred că mâine dimineață, cred că mai de noapte, că avem multă treabă în București. Și cred că mai de noapte. Mi-am comandat și eu pregeti sandale, bă, că nu veniră. Am comandat și eu pe internet, cum face femeile, fetele. Și nu mi-a venit de 3-4 zile le-am comandat. Înțelegeți? Și asta este, prieteni. Și prieteni, să vă spun, situația noastră, ce facem. Olguța a zis că umbră acolo prin sate cu diamant. Umbră în sate să facă bani. I-a uitat pe Cătă, dar Cătă l-am văzut, prieteni, să vă povestesc de Cătă. Cătă a făcut cea mai bine că s-a dus cu socul său, cu Nasie, în sate, pe Banat încolo, cu roșii, cu varză, cu ardei, cu toate alea, le-am văzut el pe YouTube. Că l-am învățat eu și cu bărbatul meu. Dar trebuia să ia și pe nevastă sa, prieten, a lăsat-o acasă și el s-a dus singur cu socul său. Mi-a părut rău de el când l-am văzut în soare și filmează și el, prieten. Că știe că de la filmare ia bani. Înțelegeți, prieteni? Și filmează, am văzut varza, ardeiul, știi ce a făcut, prieteni? A lăsat toate, era tarabă lângă drum și a lăsat toată marfa și era o petrecere, o rugă la Banat, cum se face, cu lăutari, cu lume, cu horă. A lăsat ei acolo, prieteni, și s-a dus să-mi filmează la rugă acolo. Și a zis pe YouTube, și că las marfa aici, că nu-i anima. Și a lăsat-o acolo, s-a dus la rugă, a filmat și la târziu a venit înapoi la marfa. Prieteni, când mă duceam cu el, prin sate cu Lubeniță, cu ăștia, cu Cătă, băgam 10 milioane, înțelegi, ca să iau 10. De unde că Cătă sunt și la numărat? Sunt și la numărat, la socotele, aveam încredere în el că știe școală, liceu, că face socoteala bine. Și el nu făcea socoteala bine și veneam pe pierdere. Și i-am zis, Cătă, nu mai merg cu tine, că vin pe pierdere. Eu când mă duceam în sacul cu Beniță, cu ardei, cu ăștia, cu bărbatul meu, cu copiii, veneam cu coștic, jumate, prieteni. Și cu Cătă am lăsat în nedeajdea lui, că este și el să facă socoteala și nu-mi făcea socoteala bine și veneam pe pierdere. Eram în pierdere, prieten, și îmi pare rău de el că năcăjește singur pe acolo, trebuia și muierea cu el. Copilul era mare să ia cu el, să întindă casa și să pleacă amândoi. Așa e familia să facă. Că dacă lași muierea, bărbatul într-o parte, muierea într-o parte, să se băleșc. Dacă nu înțelege Cătă, treaba lui să facă ce vrea, noi nu mai suntem stăpâni pe ei, fiecare face ce vrea. Le-am învățat pe toți să fie bine și n-a băgat în cap. Eu mi-am făcut datoria, prieten, cu ei. Și pe Olga am învățat-o să vină acasă la familia ei, mi-am făcut datoria. Nu vrea să vină, să stă pe drumuri. Și averea și casa s-a lăsat-o la alții. Da, nu e Tomi de vină, Tomi a făcut foarte bine că a luat nevastă, că ea dacă nu mai venea după el, ce făcea? Ce făcea, prieteni? Da,
trebuie să facă familie, orice om. Orice om trebuie să adună familia la loc. Asta este prieten. Și noi prieteni. Dacă suntem acum, altă dată ursul să însoară și el, când vrea el. Să adună și el familie la copiii lui. Când vrea el, să însoară el. E leagea la el în mână. Nu-i la noi, nu-l obligăm noi să ia pe cine-i place. Și să facă viitor și el. Dar să-i mai treacă și lui de stresul ăsta, de ăsta, când vrea el, ursul. Prieteni, n-avem ce vă spune altceva și asta este prieteni. Și mai târziu, poate mai filmează Alin pe globul lui, filmează și el pe globul lui, că de proaie nu ne-am dus nici unde, am stat numai în apartament. Eu nu vrea nici în filmări să mai bagă, e stresat, nici nimica. Păi am zis, Ioane, cum, de unde vin țigările? Nu mă interesează, așa zice, nu mă interesează și cere de la Alin și de la Mihai la țigări. Înțelegeți, prieteni? Prieteni, nu-i prea ce munca, ce să mai zic, nu-i prea ce munca, nu-i prea ce nimic. E om de al de ăla dacă nu înțelegi, care nu înțelegi. Și asta este prieteni, nu mai am pastile, nu prea mai am medicamente, trebuie să mai cumpăr insulină. Când am avut timp acasă să fac analizele, mi-a dat doctorița să fac analizele pentru insulină, să vadă câtă insulină să fac și mi-a dat să iau așa câteva până fac analizele. Și n-am avut timp, prieteni, că am multe prieteni, grijuri care am pe cap, că zice Olga, de ce stau aici? Păi stau aici, prieteni, să vă spun de ce stau la Pitești. Stau că nu mai am la București cum să dorm. Prieteni, eu nu mai am un să dorm. Și aici apartamentul e de multe plătit, la plătește copilul. Și dorm aici și facem naveta București. Când mânăm, într-o oră suntem la București. Ce dăm banii la hotele, dăm pe motorină. Băgăm motorină și mergem la București când avem treabă numai. Nu se mai stăm pe străzi așa degeaba. Înțelegeți, prieteni? Mergem când avem treabă. Când avem treabă, mergem. Când nu, stăm aici la Pitești. Apartamentul lui Alin de mult și stăm aici. Aici mai gătești, mai faci, nu te duci numai la restaurante când se foame, când vrei să mănânci ceva. Ne facem ce vrem noi. Și ne ducem la București, că e aproape, într-o oră suntem acolo, când avem nevoie. Așa de la Straia, când mai vin? Durează mult până ajung. Și așa n-am ce să păzesc acasă, ia încă cu ursul acasă, sunt ei acasă. Să descurcă și ei, cum ne descurcăm și noi, și nu avem ce face. Și asta este, prieteni, n-am ce vă spun altceva, sănătate multă și fericire, care ne gândiți de bine, care ne urmăriți, să vă dea Dumnezeu sănătate și la copiii mei și la fanii mei care mă urmăresc. Sănătate multă! Îmi pare rău că am pierdut al botez acum, la Strihaia, și nu știu cum să fac să... ajung cât mai repede acolo. Vorbești mai tare. Am spus că nu repede de două ori. N-am ce să zic, n-am nici ce. Și de ce pe genunchi? De ce dai cu mâinile pe genunchi? De nervi, de aia. Păi văd că pe genunchi așa. Păi de nervi, că uite, stau și stau rău. N-am... Păi te-a sunat auzien. Păi pe ce să mă sune? Pe genunchi. Când ți-a dat Cristi telefonul ăla, de ce nu l-ai ținut? N-am voie cu el, știu de ce. Prietenii a dat Cristi un telefon, el a luat un milion și nu l-a ținut. N-am voie cu el, știu de ce. Are voie cu el, auzi, are voie cu telefon. Uite, așa vorbește. Bine. Păi este o salată de bază lui Alin. Că ai zis că ești bucătar, faci? Făi tu. Păi cum să fac, eu sunt bucătăriață? Eu sunt putuiesc pătie de alină, ți-a țigări, ți-a capea. Păi salată de vază, păi pregătire pentru cină de noapte. Ce faci de noapte? Lasă-te. Păi vorbești, îți dau de prietenii. Ce n-ai limbă, ta tăia popa limba. Ce pregătești? Lasă-te știu ce-am. Ce știi? Știi de ce ai de făcut? Hai, păi salată de vază.
Hai de capul tău și cine te-a adus pe capul meu. Da. Cere bani prieteni să-i dau să ducă la tren. Păi de unde să-i dau eu bani? 2 milioane, 1 milion acum. N-am bani pentru mine. Să-i dau lui să se ducă la gară. Și nu face nimic, vrem să pimăm, pimăm.